Un bărbat din sudul țării a fost reținut de polițiștii și procurorii din Chișinău, suspectat că vindea narcotice, inclusiv în capitală. După săptămâni întregi de investigații, unul dintre agenții sub acoperire a reușit să se infiltreze în baza de clienței bănuitului și ultimul i-a vândut narcotice. Prin urmare, zilele trecute, oamenii legii l-au încătușat pe bărbatul de 49 de ani care avea asupra lui o pungă cu un kilogram de marihuana. Dacă ar fi reușit să vândă narcoticele pe care le avea asupra sa, bănuitul ar fi obținut peste 100 de mii de lei. Potrivit oamenilor legii, bărbatul a mai ajuns anterior în vizorul poliției pentru comiterea diverselor infracțiuni. Prin urmare, narcoticele au fost transmise la expertize, iar bărbatul este cercetat penal pentru comercializarea drogurilor și riscă până la 15 ani de pușcărie.